În aceste zile, preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, continuă să-i viziteze pe românii care se află dincolo de cercul polar. Astăzi, ierarhul s-a aflat în mijlocul credincioșilor din localitățile Kirkenes și Neiden, Norvegia, situate în apropierea graniței cu Rusia. Preasfințitul părinte episcop Macarie a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în străvechea bisericuță de lemn ridicată de Sfântul Trifon în secolul al XVI-lea în localitatea Neiden. În cuvântul rostit, ierarhul le-a vorbit credincioșilor prezenți despre Sfântul Cuvios Trifon. Dumnezeu ne-a vrednicit să slujim astăzi liturghia în această bisericuță înălțată de Sfântul Cuvios Trifon, luminătorul Laponilor, în secolul al XVI-lea. A dedicat-o Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, fiind una dintre bisericuțele ridicate de acest cuvios luminător al Laponilor, de-a lungul și de-a latul acestor ținuturi locuite de populația Sami. Este un mare dar să săvârșim dumnezeiasca liturghie în această biserică în care se ruga acest apostol al Laponilor, cel care i-a luminat pe Laponi cu lumina cunoștinței adevărului. Am ajuns cu mare greutate în aceste locuri îndepărtate. Am fost nevoiți să rămânem la intrarea în tunelurile de sub apă din aceste părți, fiindcă se aflau în șantier. Am străbătut cu greu drumul care este în lucru, dar în cele din urmă, fiind avantajați de lumina nopții, fiindcă sunt nopțile albe acum în aceste ținuturi îndepărtate, deci fiind avantajați de lumina nopții, am călătorit continuu, gândindu-ne la lumina cea pururea fiitoare, la ziua cea neînserată a împărăției preasfinte și de viață făcătoare trei. În următoarele zile, preasfințitul părinte Macarie va continua să-i viziteze pe românii de dincolo de cercul polar.